Bună și bine v-am regăsit! Înainte de toate, vreau să vă urez Paște fericit și liniștit alături de cei dragi, să avem vreme frumoasă și să ne bucurăm de aceste momente. Eu sunt plecat în acest moment, dar filmez clipul în avans, deci acum, când vedeți voi clipul, sunt plecată, când filmez, sunt acasă. Și de ceva timp mă gândesc ce parfumuri să iau cu mine, este imposibil să fac niște alegeri, dar zic să iau mai multe ca să am de unde alege, cam după asta mă ghidez eu. Și am aici cam 10 parfumuri despre care vorbim astăzi, pe care o să le iau la mine, o să vedeți și un parfum nou, pentru că îmi place când plec undeva să am un parfum nou. Da, 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 pitici pe creier. Și haide să vorbim despre parfumuri. În primul rând, haide să vă arăt parfumul care este la mine de mai mult timp, dar am zis că o să-l iau în vacanță pentru că este travel size. M-am uitat cumva să fie și mai micuțe parfumurile, să nu ocupe prea mult loc, dar nu mi-a ieșit, bineînțeles că nu mi iese mie. Idol Aura de la Lancôme este un parfum travel pe care mi l-a dat Andra și de atunci l-am pus în bagaj și l-am aruncat direct în bagaj. O să discutăm despre el, nu l-am purtat, l-am pulverizat o singură dată, dar vreau să-l port și o să povestim despre el. Chiar eram super, super curioasă de acesta pentru că mie îmi place foarte mult Idol și Aura zicea toată lumea că ar fi chiar mai frumos decât Idol, dar asta o să vedem. O să văd care îmi place mai mult, o să văd dacă este cazul să intre și Idol Aura în colecția mea, dar eu am apa de parfum, varianta originală cum ar veni. Și trecem la următorul pe care nu l-am purtat în această primăvară și vreau să îl iau cu mine. Este și o sticluță așa foarte slim, foarte micuță, chiar dacă are 30 de mililitri, este micuță, micuță. Arată foarte bine, este vorba despre A Drop Dissei, Isimiaki, liliac, migdale, chiar nu știu ce să vă spun despre el, dar o să discutăm după aceea. O să discutăm cu siguranță despre el. Acum am văzut că liliacul începe să înflorească și o să fie perioada aceea. De-abia aștept să-i fac niște poze superbe. Vorbim și despre acesta. Un alt parfum pe care vreau să îl iau neapărat cu mine este Nomad, pentru că mi se pare parfumul perfect de călătorit, perfect de plimbare, perfect de vacanță. Un parfum casual, un parfum foarte versatil și o să mai discutăm despre el. Am ales și ceva dulce, poate pe care să-l port seara și vorbim aici despre Caramel de la Mirage, un parfum minunat, un parfum superb. Și mi se pare că n-am mai vorbit de mult despre el, dar vreau ceva dulce, vreau ceva care îmi place foarte mult, ceva care pe mine persistă foarte, foarte bine. Și are și o sticluță destul de mică, eu am varianta de 50 de mililitri, îl iau cu mine că nu pot să-l las acasă. Am aici o sticlă mare și nu știu ce să fac, eu nu prea sunt cu decanturile, dar parcă aș pune într-o sticluță de travel, nu, vreau să iau Sakura după mine. În general îmi place să iau în vacanță un parfum, să iau parfumuri care persistă foarte bine, parfumuri care proiectează foarte bine. Și acesta este unul bun din toate punctele de vedere. Îmi place și mirosul și el este cu floare de cireș parcă, dar nu. Eu nu pot să zic că acesta este un parfum care miroase a primăvară, în primul rând că este un parfum dulce, este un parfum cu un iz oriental, dar este și luminos în același timp și l-aș lua și nu l-aș lua. Mă mai gândesc, dar nu vreau să iau decant, prefer să iau sticlă. Aia e.
E foarte grea sticla și mare, nu știu exact dacă o să-l iau pe Sakura de la Maegeisha, dar mă mai gândesc. Aura Senzuel cu siguranță merge cu mine. Acesta cred că poate să fie parfumul meu semnătură. Este un parfum care mă reprezintă 100%, un parfum care mă bine dispune, care îmi place la nebunie și pe acesta cu siguranță îl iau cu mine. Un floral îndrăzneț ar fi Libre Le Parfum. Pe acesta aș vrea să-l iau cu mine pentru că am ales cumva parfumurile să fie diferite și dacă o să-l port bine, dacă nu, nu, dar vreau să am de unde alege și dacă am nevoie de un parfum puternic, un parfum îndrăzneț, un floral cu miere, vanilie și flori. Flori, floare de portocal, vreau să-l iau și pe el, mai ales că este o variantă mică. Un alt parfum pe care vreau să îl iau, deși are o sticlă mare, este English Pearl and Frisia de la Jo Malone. Parfumul acesta îmi dă liniște, este fresh, este luminos, este versatil și chiar vreau să-l iau cu mine. Un decant. Da, Odwell de la Diptyque este un parfum care îmi place foarte mult și vă spuneam eu că este o vanilie aromatică, dar când se usucă, parfumul acesta devine dulce, vanilat, spicy. Mă duce cumva cu gândul la vanilia din, cum îi zice? Vanila 28, doar că acolo simt ceva mai fructat, dar tot așa unii spicy, deci atât de frumos este parfumul acesta. Dacă vrei un parfum cu vanilie, păi ăsta este minunat, da. Prețul nu este cel mai minunat, dar parfumul, da, își merită banii, n-am ce zice, este foarte frumos. Și ultimul parfum despre care vorbim astăzi este parfumul pe care vreau să-l port de Paște și l-am pus deoparte încă de când l-am cumpărat pentru că mă duce cu gândul la zile de genul la vacanță, la vreme frumoasă, la soare, la plimbări. Vorbim despre Ananda Dolce Martin Nicalef. Vreau să-l port pe acesta de Paște, este un parfum care m-a cucerit, este o piersică suculentă, proaspătă, dezlasă gura apă, este foarte feminin, foarte, foarte frumos, este migdalat, deci acesta este parfumul pe care o să-l port de Paște. Acestea au fost parfumurile despre care am vrut să discutăm astăzi, cele care ajung în bagajul meu de vacanță și parfumul pe care vreau să-l port de Paște, pentru că încă de când l-am mirosit prima dată m-a dus cu gândul la vacanță și la un picnic. Da, ne auzim în curând cu un video nou. Eu încă o dată vă doresc momente minunate alături de cei dragi și să povestim apoi, pentru că vă invit pe grup să discutăm acolo, o să pun și poze pe Instagram, mă găsiți și acolo și da, o să găsiți grupul de Facebook în descriere, pentru că acolo vorbim despre parfumuri și nu numai, suntem un grup de prieteni. Vă mulțumesc pentru vizionare, noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!